Deși contracandidații primarului comunei Malovăț, Michescu Ion, cârcotaș de meserie, anunțau cu surle și trâmbițe stoparea tuturor lucrărilor după alegerile din data de 27 septembrie, se pare că investițiile continuă cu și mai multă forță în comună. Primarul Michescu Ion este cunoscut drept un om gospodar, un primar apropiat de cetățenii din comunitatea pe care o conduce, care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru rezolvarea problemelor locuitorilor din comună. Astăzi a venit rândul cetățenilor din satul Colibaș, unde se asfaltează dealul Dobresc. Suntem în satul Colibaș, în dealul Dobresc, unde avem aproximativ 17 gospodării, copii, în jur de 6-7 copii la clasele 1-4. Trebuie să asigurăm accesul, trebuie să asigurăm utilitățile, avem apă, am introdus rețeaua de canalizare și iată că acum se așterne primul strat de asfalt, urmând a se face rigolele și să vină cel de-al doilea strat de asfalt pentru finisare. Ne ținem de cuvânt lucrurile care le-am promis, le și facem, cu toate că unii dintre contracandidații mei în campanie electorală au spus că sunt minciuni, că nu vom face niciodată asfalt în acest deal. Uite că oamenii au avut încredere în noi, ne-au votat, le arătăm că promisiunile noastre prin contur și mizăm pe sprijinul lor la alegerile electorale din 6 decembrie și este cu siguranță că vom fi și câștigători. Oamenii de aici nu au simțit niciodată mirosul asfaltului, iar lucruri normale precum mersul la școală sau rezolvarea problemelor de sănătate erau adevărate aventuri pentru aceștia. Pe aici a fost ca nevul mediu, ca cu 500 de ani. Noroi până la genunchi aici. Eu am trăit în oraș 40 de ani și familia mea mică e toată la Severin. Iar eu după pensionare am venit aici și aveam probleme, lăsam mașina la un kilometru jos și veneam pe picioare, abia veneam la părinți că trebuia să le aduc pâine și ce le trebuie. Însă trăiesc să văd, credeam că mor și nu văd. A fost asfalt vreodată pe această... Niciodată. Niciodată n-a fost așa cum e acum. Ce a făcut domn primar, n-a făcut primarii care au fost înainte. Îți place că este acum asfalt? Da. Cum era înainte? Puteai să te joci pe aici? Nu. Cetățenii sunt mulțumiți de activitatea primarului, fiind singurul om care a reușit să facă lucruri concrete și importante pentru a le îmbunătăți nivelul de trai. Ce a făcut domn primar, n-a făcut primarii care au fost înainte. Nu pentru noi, pentru ăștia mititei. Că să joacă și ei, să bucură. Și mai ales în perioada asta care e acum, pot să-mi dau seama. Sunteți încântată de această... Foarte mult. Foarte mult pentru copii. Mulțumesc primarului și autorităților că s-au îngrijit să scoată, avem și canalizare și suntem mulțumiți, eu din punctul meu de vedere, sunt mulțumit perfect. N-a fost niciodată. Până acum, când a ieșit domn primar, primul mandat și ăsta al doilea, dar n-a fost niciodată pe aici asfalt. Sunteți încântat de această? Sunt foarte încântat. Primarul comunei Malovăț, Michescu Ion, a reușit să atragă în ultimii 4 ani investiții importante în toate localitățile comunei și se pare că va continua să dezvolte comuna pe care o conduce. Deși cârcotașii anunțau stoparea tuturor lucrărilor, Michescu Ion dovedește în fiecare zi că este omul faptelor, că este omul care își pune experiența și profesionalismul în folosul comunității pe care o conduce.